revolver. Pistoalele au încărcător. Ciudat arată față de joc. Arată ciudat față de joc? Da. Da. Dar acesta este un cal. Și ăsta e tot un pistol care a fost în dotarea armatei române în al doilea război mondial. Un pistol Beretta. Da? Care... Da? Vrei să-l atingi? Hai! Nu aș vrea să punem. Da? O să vă mai spun acum și câteva cuvinte. V-am zis de uniforme? Oh, nu. Colegul meu e îmbrăcat într-o uniformă de artilerist din singurul regiment de artilerie care l-avea țara românească la 1848. Deci în perioada domnitorului Bibescu-Vodă, da? La 1848. Vedeți? Are un veston lung, pantaloni albi, la brâu poartă o sabie tesac, da? Iar pe cap purtau un coif cu o țepelușă, așa se numea țepelușă, cu semnele regatului țării românești din perioada respectivă. Da? Ulterior, în 1877, deja eram o țară mai mare, da? Țara românească se unise cu Moldova și formaseră Principatele Unite, iar apoi